Consiliul Consultativ al Geoparcului Dinozaurilor din Țara Hațegului s-a întrunit astăzi pentru a prezenta noua echipă de conducere. La eveniment au participat toți primarii din această zonă, reprezentanți ai Consiliului Județean, ai Prefecturii, dar și ai Geoparcului. Fiecare an există două ședințe ordinare, astăzi este a doua ședință ordinară din acest an și astăzi vor fi aduse la cunoștința membrilor Consiliului Consultativ noua conducere de la Universitatea din București și proiectele care vor fi derulate în perioada următoare, precum și o zonare internă a Geoparcului este o noutate. Reprezentanții Geoparcului Dinozaurilor au mai multe proiecte în desfășurare, dar și planuri mărețe de viitor. Un prim proiect e cel care continuă Casa Dinozaurilor Pitici din Sânt Petru și vizează crearea unui centru cultural comunitar care să cuprindă un muzeu al tradițiilor hațegane, un centru de conferințe și de centru cultural. Apoi, bineînțeles, în sediul Geoparcului din Țara Hațegului va fi deschis cel mai interesant muzeu, care se cheamă Balauri, Dragoni și Dinozauri. Sperăm să reușim cât mai multe dintre proiectele astea. Unele dintre ele sunt deja în implementare, altele nu depuse spre finanțare, altele doar la stadiu de idei. Și avem în vedere cam toate tipurile de grupuri țintă. Localnici, localnici adulți, localnici copii, vizitatori la fel, vizitatori copii, vizitatori adulți. Este din ce în ce mai activă și cred eu că începe sau continuă ceea ce a început în urmă cu ceva timp de mediatizare și de atragere de fonduri prin proiectele care le pune pe masă pentru a ajunge prin ceea ce dorim cu toții din Țara Hațegului și inclusiv prin județul Hunedoara să fie cel mai atractiv loc din România. Pentru mine este chiar un lucru foarte important pentru că pilonul meu de dezvoltare stă pe spatele Geoparcului Dinozaurilor din Țara Hațeg. Ținând seama că este singurul sit paleontologic recunoscut printr-o hotărâre de guvern în satul Tuștea, unde s-au descoperit ouăle de dinozauri pitici. Normal că este baza mea de dezvoltare, ținând seama că suntem o zonă rurală care nu avem alte obiective pe axa respectivă, industrială, nici atât. Din 2004, Geoparcul Dinozaurilor a fost declarat arie protejată de interes național, iar un an mai târziu a fost acceptat în rețeaua europeană a geoparcurilor și în rețeaua globală sub egida UNESCO. Primul muzeu experimental din Țara Hațegului, cel de la Sânt Petru, a atras peste 3.000 de turiști în primele 3 luni de la inaugurare.